Nu mă uit, dar mi se pare penibil să ai vârsta respectivă, să bați câmpii despre perioada respectivă și să mai sară și revelionul la... Da, nu știu, știi ce se întâmplă? Lumea o ia, începe să ia pe cărare. Și se duce sus, 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 la munte, sus, unde Iancu i-a ascuns. Înțelegi? Asta e toată problema, că nu știu, da, în fine, fiecare își face viața cum vrea. Pe mine nu mă deranjează că apar ei sau că vorbesc. Pe mine, ce mă deranjează că încep să mintă și numai de dragul de a apărea, încep să țină și cu rău, înțelegi? Cum a fost cu cazul cu profesorul, care e strigător la cer. Dar păi s-a dus la Sobicec să-l angajeze și Sobicec, care îl felicit pe această ocazie și dacă se uită la mine, îl respect, a zis, el nu e asemenea oameni. Deci ea umblă în continuare și de ce am presi? Ea a fost cu mine în o mie de emisiuni unde a convenit. Și în clipa când l-a luat pe ăla, n-a știut motivul cum să lea pe lepra aia, din punctul meu de vedere. Și a zis că datorită comportamentului meu, păi stai mă, coană mare, da, moralității, păi până acum n-ai fost cu mine în 50.000, n-am, eram același, că nu mi-a schimbat comportamentul de la emisiunea alta, adică n-am zis, n-am apărut și am zis că sunt Rembrandt și acum am dat-o că sunt, sau Brad Pitt. Da, sau ăsta. Deci eu am fost ăla de la început până la sfârșit și sper să așa să mor. Vă felicit încă o dată. V-am spus, cărți de istorie nu s-au mai scris. Tinerii sunt interesați de adevărata perioadă de comunism, mai ales cei care au crescut în familii anticomuniste și care acum, eu am spus lui tata că o ia pe cărări și că are o vârstă. Și i-am dat și exemple. Și acum îmi dă dreptate. Mi-a zis că bun la vă rog de tot că mă uit la Serghei. Și zic, uite, vezi că Serghei spune adevărul. Și acum, în vedere că a stat și el o perioadă destul de mare în București, vreo 17 ani, și s-a dus înapoi după mama, că credea că nu mai găsește. Nu știu, pentru mine e chiar, nu știu, îmi pare rău că nu s-a mai scris nicio carte de istorie. Cei care vin din urmă, chiar noi nu avem de unde să ne interesăm despre adevăr. Păi vezi că fac aceeași greșeală, ăștia care au venit fac aceeași greșeală care au făcut-o și comuniștii. Adică neagă ce a fost înainte și atunci omul e curios. Asta e cea mare cretinitate. Și așa se va afla adevărul. Pentru că tot timpul, dacă îți ascunde ceva, tinzi să cauți, să vezi dacă e adevărat sau nu. Normal trebuia să spună, bă, asta a fost perioada aia. Că n-are cum să-l scoată pe Ceaușescu sau pe persoane. Pentru că sunt oameni care au muncit 40 de ani acolo, au muncit în golie, nimeni. S-au făcut filme, s-au făcut blocuri, s-au făcut metro, s-au făcut toate alea. Nu poți să ștergi cu buretele. Și trebuie să spui care a fost adevărul. Bă, ăsta a fost adevărul, asta a fost aia, asta a fost aia, asta a fost aia. Și asta este. Nu, istoria nu se mai scrie niciodată. Mai istoria urscheie ăștia noi cum vor ei. Ai văzut? Îmi zic foarte rău și bănuiesc că puteți să faceți un partid cum și-a făcut Dan Diaconescu al dumneavoastră, cu adevărat, care n-au fost niciodată în niciun partid și vă garantez că o să aveți foarte mulți tineri care vă admiră și chiar vor să facă ceva în țara asta și au terminat o facultate și n-au locuri de muncă și ne place și Caterinca bună și de toate. Da, dar nu, na, mi-e greu să mă regimentez acum, dacă n-am făcut parte din niciun partid până la 60 de ani, mă duc acum bătrân prin partide. Nu, și n-am eu nervii și timpul să mă... Și știi de ce? Uite, mai recunosc o chestie care n-am spus-o, de ce mă și feresc, că eu sunt un puțin cam înspre Gigi, așa, sunt impulsiv. El văd că acum se poate controla și eu nu cred că aș putea să mă controlez și m-aș lua toată ziua cu tot parlamentul ăla și mai zice unul una, mai fac pe acolo și după aia o dau în altele și personal la dumneavoastră Mara Bănică și mai avea vreo pârnaie bătrână acum, m-aș dau pe la pârnaie bătrân că am luat mai bătut pe vreun Iliescu prin parlament, i-am dat două flegme sau eu știu, Iliescu mi-a venit în cap. Și atunci mai bine stau aici la miute, râd cu voi, fac și s-o naște unul. Eu nu cred că poate să-ți ducă țara asta la infinit, în gol, în jos, în jos, în jos, în jos, în jos. Părerea mea este când vor dispare Mădălini, Voici și... Apropo, mă scuzați puțin. Da, domnul Mădălin Voicu, în seara asta, la Antena 2, la Cristi Brancu, în afara faptului, m-am uitat din curiozitate, având o antipatie provocată de dumneavoastră pentru el, a spus că toate nenorocirile mari care se dau la televizor sunt în partea Moldovei și că sunt mai înapoiați.
Țin să precizez, sunt moldoveancă, sunt din Focșani și îmi venea să sparg televizorul. Noroc că l-am cumpărat acum 6 luni. Da, am auzit această inepție care a spus-o la alt post cu Moldova și că tot se întâmplă Moldova și atentatele astea. Este un om primitiv care are, pretinde că are o brumă de cultură. O să am niște mesaje, o să le dau atât pe post. E analfabet rău de tot. Și să ia de o zonă care, cum să spun, Moldova tot timpul a fost o zonă mai defavorizată, adică mai săracă, dar moldovenii au fost cei mai șmecheri, cei mai deștepți și au dat cel mai mult și în matematică, și în cultură, Eminescu, și tot. Pe Eminescu, dar toți matematicienii de la Iași și scriitorii și toată lumea, dar el necitind și neavând o cultură decât după ureche, el fiind urechist, înțelegi? Asta, acum, bineînțeles, toată lumea o să spună că și eu sunt jumate moldovean, dar, cum să spun, moldovenii tot timpul au fost cei mai șmecheri, s-au descurcat cel mai bine. Dacă vă uitați peste tot, moldovenii sunt cei mai și afară în Occident și în asta. Ne descurcăm. Pe sigur, în general românii, dar să fii român și să spui că moldovenii sunt așa, din punctul meu de... Adică eu aici sunt puțin și subiectiv, pentru că tatăl meu s-a bătut enorm de mult pentru Moldova. S-a bătut cu rușii. Era la un moment dat, că o dau așa, dintr-o altă mă dau eu, era acolo și a spus Brejnev sau Kosygin în Moldova, din partea altă, dom'le, dar cum vorbiți atât de bine limba moldovenească? Și tata a spus, nu e limba moldovenească, e limba românească. Și din familie am fost, cum să spun, crescut în spiritul ăsta cu Moldova, că e a noastră, și cu unirea și cu toate astea. E decât un retardat care poate să spună treaba asta. Și asta spun, până să curățați acești retardați din viața politică, care mint de 4 ani și zic și fac și lumea e realege, deci e treaba lumii, că mergi la vot, dacă pun botul, dacă n-ai ce face, asta este. Când vor dispare aceste personaje care sunt superficiale, habar n-au nimic. Eu le-am spus de 1000 de ori, afară, ca să uite, stai din America, afară, sunt numai avocați și oameni care au făcut facultăți politice, domne. Nu vine el care a dirijat corul penitenciarul când l-a legat cu porcul 2 zile, înțelegi, a cântat la gamele cu pârcălab, înțelegi, să vină el ce să-mi fac, el habar n-are. Ce să fac el politic? Dacă le-a oricine, dacă îl întreb ce e PIB-ul, o să zic că m-a înjurat de mamă. E, și că el sunt foarte mulți. Nu, eu spun că sunt majoritatea. Când vor dispare și vor veni oameni pregătiți, care au făcut afară, de exemplu, uitam în Belgia, ca să devii om politic, făceai o facultate în care învărsai marxism, leninism, Hitler, Mao Zedong, americanii, eu știu, zi-mi un nume de președinte american. Vasile. Adică acolo investi pe toți ca să-ți dai seama de doctrine, de chestii. El ce să facă? El a stat și a furat din casă, de la măsta, de la tatăl. Nu, toți sunt politicieni și au învățat politica după ureche. Sigur, și la noi când vor ajunge oameni care au studiat și care îi preocupă chestia asta. Dacă vin oameni care doar ca să se scalpine acolo, să doarmă, nu, l-am ajutat să ajungă la Giurgiu ăla. N-a mai fost odată în viața, nu a mai trecut în Giurgiu. Păi de ce te-au ales Giurgiu? Venia, mă, ca să ce? Alina, dar e bine că oameni tineri ca voi ați, fără ca cineva să vă să pună presiune pe voi, ați început să vedeți adevărul. Și foarte bine. Foarte bine, asta este un pas înainte. Că voi trebuie să mergeți la vot și voi trebuie să schimbați toată chestia. Mergem la vot, singura, sunt oameni deștepți și sunt tineri cu capacități în România, atâta că suntem mai puturoși, preferăm să stăm pe Facebook în loc să mergem să plantăm niște pompă împotriva buzăpezii, că aveam și hărți contra vânturi și de toate. Nu am decât 25 de ani, dar sper să facem ceva din țara asta. Ne-am săturat să lucrăm pentru străini și să ne fure ei și pentru autostrăzi și de toate. Nu, dar uite ce se întâmplă cu toți copiii ăștia săracii care rămân aici datorită faptului că părinții sunt obligați să meargă afară, să aducă o brumă de bani și câte nenorciri se întâmplă și mai ales în zona în zona Moldova, da, și în asta câți oameni sunt plecați. Eu când am văzut acum au ars aia 4 copii, dacă aveam un automat, cred că, dacă, nu știu, dacă mai stai că iar suspune n-ai voie la violență, eu că mergeam și trăgeam în tot
era să zic acum, am apucat. Așa, da, așa, așa, înțeleg, pentru că sunt familii despărțite și ai mei și au fost despărțiți pentru că mama a fost plecată pentru bani. Mergem noi la facultate. Păi asta este tragedia care eu nu înțeleg. Ei sunt toți, vin, ajung la bani grei, nu-i mai interesează decât peste 4 ani când iar vine votul, vin, mint pe toată lumea și lumea trăiește într-o mizerie și asta. Îmi pare bine că ne-ai sunat. Te așteptăm și altă dată. Vă mulțumesc frumos și sper să văd și eu emisiunea cu domnul Giovanni. Da, o să-l chem pe Giovanni aici și să ne scrieți pe Facebook emisiunii pe cine vreți. Da. Pa, mersi mult de tot. Pa. Noapte bună. Am ajuns la ora 1 și mi-am dat seama. Și pe final să ne cânte domnul Marian. Da, cânte deci domnul Marian la poate. Dacă aveam o bară. Da. Vă spunem noapte bună eu și colega mea, Marian Gole. Mergem să-l petreci. Și vă așteptăm mâine seară la ora 10 și jumate. Sper să înțelegem. Omorâți Facebook-ul cu Serghei. Trimiteți-i tot ce vreți voi. Și el are să vă răspundă. Pa, la revedere, noapte bună!